Unul dintre cei mai mediatizați și gălăgioși politicieni ai României, originari din Săveni, Botoșan, Liliana Mincă, este acuzată că din motive neștiute și-a falsificat CV-ul ca să ascundă o perioadă controversată din cariera ei. Liliana Minca a trecut la începutul lunii august de la PPDD via PND la UNEPR-ul lui Gabriel Oprea, după ce a fost ani buni la Partidul Conservator condus de Dan Voiculescu, susținând că îi place să execute ordinele date de generali. Dar în cv depus pe site-ul Camerei Deputaților, Liliana Mincă a uitat să menționeze un loc de muncă, unde a prestat ani buni, adică la grupul Bali, unde a executat ordinele unui alt general de armată, Victor Atanasie Stănculescu. În acea perioadă, Liliana Mincă se numea Liliana Gervasiuc și s-a remarcat prin aranjamentele financiare pe care le-a făcut unor agenții de turism pentru a oferi excursii la business class unui prieten de-al său de la acea vreme, Cristian Răcaru, fiul fostului controversat director general al Tarom, Gheorghe Răcaru. Ziua News ne detaliază cum funcționa mecanismul acestor mici inginerii financiare. În anii 2000 și 2001, mai multe agenții de turism au fost țepuite de către Cristian Răcaru, fiul fostului controversat director general al Tarom, Gheorghe Răcaru, cu ajutorul actualei deputate Liliana Minca, care la acea vreme era secretară la grupul Bali, controlat atunci de afaceristul Dan Drăgoi și generalul în rezervă Victor Atanasie Stănculescu. Cum proceda actuala deputată UNPR? Ea comanda permanent bilete la business pentru deplasările oamenilor din grupul Bali de la diverse agenții de turism, însă foarte multe erau destinate pentru deplasările lui Cristian Răcaru, pe care Liliana Minca uita să le mai achite către agenție. Așa s-a făcut că în anii 2000 și 2001 grupul Bali să aibă o datorie de circa 17.000 de dolari către una dintre cele mai mari agenții de turism din România. Astfel, directorul de atunci al grupului Bali, omul de afaceri Dan Drăgoi, a descoperit că biletele au fost comandate de Liliana Minca pentru deplasările lui Cristian Răcaru, care nu avea nici nicio legătură cu grupul Bali. Cristian Răcaru opera cu o complice, Liliana Gervașiuc, fost angajată a grupului Bali. În evenimentul zilei din 5 decembrie 2001 se menționa că Cristian Răcaru, fiul lui Gheorghe Răcaru, profitând că tatălui era Dita, mai directorul general al Tarom, a luat mai multe agenții de turism cu buza umflată. Miriam Eliad, președintele societății Romanian Travel Plus, declara la acea vreme că Cristian Răcaru a luat de la noi bilete de avion clasa business pentru firme mari, cum ar fi Telemobil, Robank, Roinvest, firme care au plătit biletele. Pentru performanțele turistice de la grupul Bali, Iana Minca a fost trimisă la plimbare și din anul 2001 nu se știe pe unde și-a făcut veacul. Pentru că în CV-ul său de pe site-ul Camerei Deputaților i-a menționat că primul loc de muncă a fost cel de președinte al Autorității Naționale în domeniul controlului exportului, Ministerul Afacerilor Externe, în 2005, adică la 36 de ani.